Am închis paranteza și revenim la filmul nostru holografic. Da? Am spus că dacă luminăm cu un laser, da? De partea cealaltă vom obține imaginea tridimensională a obiectului. Dacă obiectul care a fost imprimat pe film este un măr, atunci va apărea imaginea tridimensională a mărului. Bun. Acum, tai un colț din acest film holografic. Da? Am doar un colț. Și luminez cu un film holografic, cu un laser, da? Întrebare. Ce credeți că o să vedem de partea cealaltă a filmului? Mor. Mor mușcat. Sunteți fani Apple. Vom vedea întregul măr. Înțelegeți? Întregul măr. Și dacă rupem. Dacă tăiem filmul holografic în oricâte bucățele și luminăm, luminăm orice bucățică, fiecare bucățică va conține imaginea integrală a mărului. Da? Asta înseamnă că totul se reflectă în parte. Da? Totul se reflectă în parte. În fiecare bucățică a filmului avem imaginea integrală a mărului. E bine să știți și conștiința unică, conștiința divină, Paramatman sau Brahman, este tot o structură holografică. Da? Putem să ne închipuim că această conștiință unică este un infinit film holografic din care fiecare dintre noi suntem bucățile infinite din acest infinit film holografic și purtăm în noi imaginea integrală a divinității. Da? Nu suntem o reflexie, nu suntem conectați cu sursa, noi suntem întru totul sursa. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi. Doar că am uitat. Da? Doar că am uitat. Suntem exact ca un actor care a început să joace un rol într-o piesă de teatru și s-a identificat atât de mult cu rolul încât crede că este personajul. Actorul este conștiința unică. Această conștiință unică joacă infinite roluri. Fiecare dintre noi suntem un rol. Da? Dar ne-am identificat atât de mult cu personajul încât credem că suntem Xulescu Georgica, Yulescu Maria și așa mai departe. Dar noi niciodată n-am fost Xulescu Georgica. Niciodată n-am fost Yulescu Maria. Întotdeauna am fost și suntem și vom fi conștiința unică. Sursa. Dumnezeu. Adică da? Dumnezeu, de exemplu, a uitat de el și acum crede că îl cheamă poporul meu. Exact. Știu că e greu de crezut. Dar așa este. Așa este. Deloc întâmplător. Toți marii maestri ai planetei, când au ajuns la cel mai înalt nivel spiritual, au spus, eu sunt Dumnezeu. Și unii au fost chiar uciși, considerându-se că e o blasfemie ceea ce i-au afirmat. Da? Însă, de fapt, dacă aici ar fi un preot, da, probabil ar lua apă sfințită și ar da spre mine în speranța că o să iasă fum. Da? Numai că noi întotdeauna lucrăm cu materialul clientului. Să vedem ce spune Biblia. Ioan 10:34. Iisus avea o discuție cu fariseii. Și fariseii îl acuzau pe Iisus de blasfemie pentru că el spunea că este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Și aici Iisus face referire la Psalmul 81:6, unde se spune, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Da? Dar mai zice apoi, dar voi ca niște oameni muriți. De ce? Pentru că nu sunteți conștienți că sunteți Dumnezeu. Da? Nu sunteți conștienți. Voi credeți că sunteți Xulescu Georgica și Yulescu Maria. V-ați asumat o identitate falsă, limitată. Și atât de bine v-ați identificat și cu toții am făcut asta, încât pur și simplu am uitat cine suntem. Dar
Haideți să ne gândim. Dacă, de exemplu, hipnotizați un om și sugerați, că este o găină, da? El va crede că e o găină și se va comporta ca atare. Dar se pune întrebarea. Oare pentru o clipă acel om a fost găină? Sau doar el a crezut că este o găină? Ce credeți? A fost găină? Cum? Drumă în găină. Păi nu. A fost sau n-a fost? Nu, n-a fost. El doar a crezut. Întrebarea mea este, pentru ca el să redevină om, între ghilimele, să redevină, trebuie să adauge ceva la ceea ce este? Sau trebuie să renunțe la ceva din ceea ce este? Păreri. Nu, numai că îi se oprește. N-are la ce renunța. Ce a fost rămâne. Trebuie doar să iasă din hipnoză. Exact. Trebuie doar să elimine credința greșită. Și în momentul în care a ieșit din hipnoză, da? În momentul acela, dintr-o dată, el reconștientizează că este om. Dar el a fost tot timpul om. Doar că n-a fost conștient. La fel, fiecare dintre voi tot timpul ați fost, sunteți și veți fi spiritul. Doar că credeți că sunteți altceva. Dar n-ați fost niciodată altceva. Întotdeauna asta sunteți. Da? Practic Dumnezeu nu uită că este Dumnezeu și se manifestă ca Romeo Pop sau Ramona Pop sau oricare altul. Și își asumă conștiința unică, își asumă experimentarea acestei creații sub forma individualizărilor, a spiritelor individualizate și a sufletelor. Și asta implică automat acele câmpuri energetice limitatoare. Exact cum zicea Dan la început, ca spiritul să se manifeste în creație, trebuie să existe acele câmpuri energetice limitatoare, care aduc și această limitare și această uitare a esenței noastre. Tocmai de-aia, evoluția spirituală exact acolo ne duce la a ne reconștientiza adevărata sursă. Da, bine. Practic, conștiința unică își asumă niște individualizări, da? Iar apoi avem, să zicem, libertatea de a opta. Da? Avem liber arbitru. Și apoi, bineînțeles, putem opta să ne afundăm în ignoranță sau putem să optăm pentru a ne conștientiza adevărata noastră identitate. O poveste foarte drăguță și chiar o povestioară despre toate aceste lucruri, despre modul în care se manifestă în creație Spiritul lui Dumnezeu, este Micul Suflet și Lumina, de Neil Donald Walsh. Puteți să o găsiți pe internet, e o poveste scurtă. Da, și foarte, foarte, foarte drăguță, sugestivă. Și care exprimă foarte frumos că ideea asta. Mulți se întreabă, bun, dar de ce am venit noi aici? Care e scopul acestei veniri în creație? Da? Și nu vreau să intru în prea multe detalii, dar ceea ce totuși vreau să punctez este că în niciun caz motivul sau scopul pentru care am venit aici nu este acela de a fugi de viață, ci dimpotrivă, de a o experimenta cu pasiune, cu entuziasm, cu bucurie. Da? E vorba de a experimenta. Nu există experiență negativă sau pozitivă. Doar percepția noastră este că e pozitivă sau negativă. De fapt, prin intermediul spiritelor încarnate, conștiința unică se cunoaște pe sine. Da? Și tocmai de aceea, scopul nu este de a fugi de viață, ci de a experimenta. De a îmbrățișa cu toată ființa. În Vede, unul din cei mai mari maestri ai acestei tradiții, Shankaracharya, spune în felul următor. Acela care pătrunde totul, pe care nimic nu-l transcende și care, ca și spațiul universal din jurul nostru, umple complet toate lucrurile din interior și din afară, acel non-dual Brahman suprem, adică Dumnezeu, acela ești tu. Da? Nu zice, ești conectat cu El?
Nu zice ești o părticică, ci zice fără niciun fel de dubiu, acela ești tu. Da? Din Upanishade, cele mai vechi scrieri spirituale ale planetei, spune în felul următor. Acela în care se află toate ființele și care se află în toate ființele, care este dăruitorul grației tuturor, sufletul suprem al Universului, ființa fără de limită, acela sunt eu. Da? Acela sunt eu. Fără niciun fel de dubiu. Și găsim astfel de afirmații în toate tradițiile spirituale. Da? E greu de crezut că toți s-au înșelat. Nu? Și Iisus, și Shankaracharya, și alții. Iar Rumi, marele poet, spune într-un mod absolut genial, simplu, pe înțeles oricui, tu nu ești o picătură din ocean. Tu ești oceanul într-o picătură. Da, foarte, foarte frumos. Tu ești oceanul într-o picătură. Totul se reflectă în parte, da? Oceanul într-o picătură. Foarte frumos. Merită să rețineți această afirmație. Tu ești oceanul într-o picătură. Că adesea ni s-a inoculat în cap ideea stupidă că noi suntem doar o picătură din ocean. Da? Asta cred majoritatea în cel mai fericit caz. Da? Dar de fapt tu ești oceanul într-o picătură. Tu ești totul. Trebuie doar să ne amintim. Să ne reamintim cine suntem. Da? Nu trebuie să adăugăm nimic la ceea ce suntem. Nu trebuie să renunțăm la nimic din ceea ce suntem. Trebuie doar să fim ceea ce suntem. Da? Deloc întâmplător, sloganul cursului de yoga este fii ceea ce ești. Da? Fii ceea ce ești. Pentru că tu ești deja ceea ce vrei să devii. Dar trebuie doar să-ți asumi. Să-ți asumi să fii exact ceea ce ești. Bun.